$1 for one. Egyptian rice, ok. Vai și amar ce au ăștia pe stradă, vai și amar. Iar care aici pe stradă poți cumpăra porumbei. Am văzut că e foarte popular să mănânci porumbei aici în Egipt. Dar măcar am hrănit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, undeva la 10 pisici aici. În prima parte am vizitat un oraș nubian în miniatură, așa cum ar fi existat el mai bine de 3500 de ani în urmă. Am învățat câteva lucruri despre egipteni, cum ar fi procedeul de făcut papirus, câteva informații despre faraonii din Egipt, am avut parte de o mini croazieră pe Nil și cam atât. Toată experiența a costat undeva la 10 euro de persoană, iar dacă vă aflați în Cairo și vreți să faceți ceva interesant câteva ore, este chiar o activitate recomandată. Dar haideți să ne întoarcem pe străzile din Cairo, unde lucrurile sunt mult mai interesante decât aici. În sfârșit mi-am recuperat camera, am terminat și cu acel sat egiptean. Mi s-a părut așa cam de copii în mare parte. Acum suntem chiar lângă, cred că mai autentic ca aici nu cred că o să găsesc în Cairo. Iar chiar aici pe stradă poți cumpăra porumbei. Am văzut că e foarte popular să mănânci porumbei aici în Egipt. Dar oricum foarte autentic, foarte foarte special așa locul ăsta. Nu știu dacă am curajul să mănânc ceva pe aici. Bine să credeți, eu merg pe străzile astea ca la muzeu, dar oamenii ăștia chiar trăiesc aici. Ăsta e șocul care l-am eu. Vă puteți încăpui să locuiți în locuri de-astea. E absolut haos total peste tot. Acum să fiu sincer, nu știu dacă să mă opresc să mănânc undeva, că văzusem cum stă carnea pe afară. Carnea fiind lăsată acolo, lângă muște, lângă tot. Dezastru. Vai și amar. Acum, după ce m-am plimbat pe toate străduțele astea, am ales și eu un bar care cât de cât e mai curat. Restul de baruri sunt prea de localnici. Cam așa e atmosfera pe stradă. Mi-am luat o cafea și o apă și niște chipsuri la 15 cenți de vis-a-vis. N-am întrebat încă cât costă, sper să nu mi-au țeapă. Da, iau puțin așa pulsul orașului în timp ce savurez o cafea. Iar cam așa arată o spălătorie de-a lor. Foarte rudimentar totul, clădiri de zici că ești în Siria sau Afganistan. Ce să mai zic, nebunia de pe lume. Vai și amar ce au ăștia pe străzi, vai și amar. Oricum am rămas fascinat de tot ce se întâmplă pe străzile de aici, din Cairo, mai ales din cartierul ăsta. Am rămas fascinat de bunătatea oamenilor și am rămas fascinat de prețurile care sunt aici. Și chiar m-am mirat de faptul că nimeni nu a încercat să mă înșele la bani. Practic pe două cafele și două ape am dat 50 de lire egiptene, adică 1,20 euro, 1,30 euro. Prețuri foarte acceptabile și nu a trebuit să negociez pentru nimic. Acum nu mai bine sunt în căutare de ceva mai decent și să mănânc ceva mai consistent pentru ziua de azi. Dar ia priviți ce atmosferă îi pe străzile astea de aici. Acum ne îndreptăm spre cel mai mare bazar de aici din Cairo, spre Khan el Halili. O să avem undeva la jumătate de oră de mers cu Karim, undeva la 12 km, iar prețul total este de aproape 2 euro. Deci un preț foarte acceptabil pentru atâta distanță. Suntem în cursa asta de undeva la 15-20 de minute și cred că am crezut deja că facem accident de vreo 10-15 ori. Atâta de multe situații la limită și așa de tare se forțează fiecare depășire și fiecare trecere. Cred că dacă s-ar întâmpla asta în Europa, ar fi multe, multe accidente. Aici, surprinzător, până acum n-am văzut niciun accident. Probabil așa e modul lor de a conduce, așa e zilnic la ei. E ceva perfect normal, ei s-au obișnuit. Și acum, apropiindu-ne de bazar, văd că e aici o agitație extraordinară.
Iar după 30 de minute în taxi am ajuns în sfârșit în marketul ăsta și sunt cu totul uluit de cât de mulți oameni pot să fie aici. Țin așa de borseta asta ca să nu mă furie ăștia. Mi-e și frică să scot telefonul afară din borsetă, să fiu sincer. Haide să vă arăt și vouă. Și cam așa se prezintă intrarea la bazar. De când am înțeles, sunt foarte, foarte multe stoluri aici. Și au și o parte unde au mâncare. Cel mai probabil o să mâncăm ceva aici. Până acum nu am văzut niciun turist aici. Prețuri destul de bune la tot ce e aici. Doar trebuie să învățați cifrele care ei le folosesc, sunt puțin mai diferite față de ale noastre. Iar apoi puteți să negociați cu ei fără nicio problemă, dar oricum prețurile sunt cam la jumătate față de restul din Cairo. Abia ce am ieșit de pe aleea aia nu puteam respira așa, un aer din necăcios. Mi s-a pus în nas, parcă aveam piper sau curry, așa de tare mă mânca nasul, nu puteam respira deloc. $1 for one, Egyptian price, ok, no problem, ok. Am terminat în sfârșit de plimbat prin bazarul ăla, sincer să fiu, mi-au cam scurs toate puterile, așa că m-am oprit aici la un restaurant chiar la ieșire din bazar și mi-am luat jumătate de pui cu orez și cu salată pentru incredibilă sumă de 2,50 €, iar apoi mi-am mai luat un suc de cărciun care arată cam așa, pentru încă 1 €. Ce să mai, se mănâncă foarte bine și foarte ieftin în Egipt. S-ar putea să schimb țara preferată care până acum a fost Spania și să pun Egiptul pe listă să vizitez mai des. Iar cam așa arată un meniu la 2,50 € aici în Cairo Market. Pui arată foarte bine făcut. Una salată și ne-a adus și... cred că e hummus. Hai să bădăm. Nu bine a venit carnea. Deja am fost asaltați de 3 pisoi. Puiul e foarte bun. Văd că și la pisici le place. Au venit 5 pisici deja. Puiul ăsta nu a fost neapărat prea grozav, dar măcar am hrănit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, undeva la 10 pisici sunt aici. Și bă, că le place puiul. Am încercat să le dau niște pâine, dar au zis nu. Acum am terminat de mâncat. Sincer, mâncarea nu a fost așa de extraordinară, dar ia priviți aici ce dezastru e chiar lângă. Cât de nebunie poate să fie în orașul ăsta, incredibil. Noroc la restaurantul ăla am avut de faptul că erau vreo 7, 8, 9, 10 pisici și ne-au ajutat ca să terminăm buiul, că dacă nu erau ei, sigur lăsam farfuria plină. Cât am înțeles, în India ar fi cam cea mai mare aglomerație, cam cea mai mare vâlmă, dar să fiu sincer, din toate orașele în care am mers până acum, aici e cel mai nebun, absolut nebunie. Bazarul ăsta continuă pe kilometri și kilometri și în interior și în exterior și pe străzile din stânga și din dreapta, peste tot. Cel mai probabil nu voi avea destul timp încât să-l văd pe tot și sincer să fiu, deja foarte obosit la cât am mers prin bazarul ăsta. Prețurile sunt foarte ok dacă vreți să vă luați ceva. Calitatea, în schimb, nu mi s-a părut așa de bună, nici la mâncare, dar nici la haine. Cum, cel mai probabil acum îmi voi comanda un taxi și mă voi duce spre hotel. Mă duc să mă relaxez o oră, două, poate ies pe afară, poate nu. Dar cert e că voi încheia videoclipul de astăzi aici. Eu vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la mine. Vă mulțumesc foarte mult că ați dat like, că ați dat subscribe. Și noi ne revedem în videoclipul următor. Pe curând!